Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. Ei bine, v-am spus de la începutul anului că acest an este un an mai dificil și vorbeam noi, într-un din videourile trecute, despre cele 6 valuri de energie negativ. Cu toții simțim senzații, cu toții avem anumite stări, cu toții ne luptăm într-un fel sau altul cu interiorul nostru, însă astăzi vreau să discutăm despre luna aprilie, sau mai bine spus despre provocările lunii aprilie, o lună care cumva se suprapune cu aceste valuri de energie negativă. Luna aprilie vine cu foarte multe provocări, este o lună încărcată energetic într-un mod extrem de dinamic, într-un mod extrem de rapid, se vor întâmpla lucrurile în viețile noastre și se pune foarte mult accent pe conflicte. Luna aprilie și astrologic, din ce am mai ascultat, am observat că se validează ceea ce spun și, într-adevăr, vin extrem de multe energii care agită, care pun foarte mult accent pe starea de liniște interioară, făcând-o să erupă ca un vulcan. Suntem foarte pasibili unor reacții exagerate, sunt foarte multe momente în care nu vom ști să comunicăm, momente în care vom căuta conflicte și vom da foarte multă hrană, ca să spun așa, ego-ului. Mare grijă, pentru că acest ego este potențat și știm cu toții că atunci când alimentăm ego-ul, relațiile din jurul nostru încep să aibă de suferit, deoarece ne impunem foarte urât punctul de vedere, ne aprindem foarte ușor, punem lucruri pe care mai târziu le regretăm și uneori poate fi prea târziu să mai salvăm ceva. Luna aprilie acestui an este o lună cu o putere, este ca o pulbere de pușcă care stă efectiv să escaladeze, stă efectiv să explodeze. Vor fi foarte multe schimbări la nivel global și putem să ne uităm foarte ușor la știri și deja vedem că foarte multe lucruri negative se derulează cu o viteză mult mai mare. Foarte multe lucruri poate care s-au mai amânat, foarte multe lucruri de care discutam în lunile anterioare, cumva în această lună vor prinde foarte multă putere. Vom avea parte de foarte multe conflicte, vom avea parte de amenințări între marile puteri, vom avea parte de fenomene meteo extreme, de calamități naturale și mai mult de atât de tot felul de răzmerițe sau ieșiri în stradă. Luna aprilie vine extrem de rapid asupra noastră. Această energie a lunii face ca lucrurile să deruleze cu viteză covârșitoare și nu mă refer doar la aspecte de acțiune, ci mă refer efectiv și la senzația noastră, cum că nu mai putem cuprinde tot ceea ce se întâmplă în viețile noastre sau în jurul nostru. De aceea este extrem de important să ne centrăm și recomand ca pentru aprilie să facem extrem de multe meditații de împământare. Fie că medităm, fie că ieșim în natură și ne plimbăm cu tălpile goale pe pământ, fie că efectiv ne oprim din acest iure și încercăm să ne eliberăm mintea, toate astea sunt niște tehnici care ne vor ajuta să înțelegem mai bine ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vorbeam mai devreme despre conflicte la nivel general. Ei bine, foarte multe lucruri cumva sunt la nivel subtil. Lupta aceasta mare pentru putere este la nivel subtil, la nivelul în care masele, noi oamenii, nu știm exact ce se decide. Este cumva în spatele porților închise, se pot declanșa anumite conflicte între națiuni, se poate discuta despre anumite războaie despre care eu v-am spus de foarte multă vreme că vor începe, se va pune foarte accent pe, multe accent pe aspectul financiar, însemnând că putem auzi de anumite crize economice grave, poate de o cădere a bursei, poate de o mărire de prețuri sau tot felul de taxe și impozite din ce în ce mai mari la nivel global, care vor face ca lumea să riposteze într-un fel sau altul. Așa, nu pot să spun clar dacă această lună aprilie va veni concret cu un conflict, însă, din păcate, la nivel subtil, cum spuneam, în spatele porților închise, energia lunii aprilie va pune foarte multe paie pe foc. Acum cumva se fac jocuri
bine, acum se stabilesc anumite tactici, acum se stabilesc anumite date în care pot apărea aceste conflicte. Putem vorbi în aprilie și despre foarte multe atentate, putem vorbi despre foarte multe nemulțumiri pe care le vom auzi de la oameni din jur. Asta este cumva la nivel general. La nivel individual, pentru că pe asta vreau să pun foarte mare accent, aici discutăm despre stările noastre interioare și despre exagerare, despre exagerbare, despre faptul că nu vom înțelege mesajele pe care noi le primim de la ceilalți. Putem să ne inflamăm foarte ușor, putem să ne simțim deranjați pentru anumite aspecte pentru care chiar nu ar trebui să facem acest lucru, putem să avem niște reacții extrem de dure la adresa celor dragi, lucruri care pot schimba cu desăvârșire o viață liniștită pe care am construit-o până acum. Mai ales în relațiile de cuplu, aveți grijă cum comunicați. Dacă vă simțiți foarte încărcați, dacă vă simțiți foarte nervoși, mai bine mușcați-vă de limbă sau gândiți-vă de două ori înainte să scoateți ceva pe gură. Și în ceea ce privește partea de relații de business, la fel pot apărea începuturi de drumuri, dar și foarte multe sfârșituri de drumuri atunci când discutăm despre asocieri, despre colaborări și motivul principal reprezentându-l tot această comunicare deficitară. Veți avea impresia pe parcursul acestei luni uneori că sunteți buricul pământului sau că puteți să faceți orice și că doar voi aveți dreptate. Mare atenție, pentru că sunt doar niște dezechilibre energetice la nivel general care vor apăsa exact aceste butoane în structurile voastre și pot duce la anumite acțiuni pe care le voți lua, pe care le veți regreta foarte mult în viitor. Trebuie să fim foarte centrați, cum spuneam, trebuie să fim foarte înțelegători, trebuie să ne autoanalizăm foarte bine orice decizie sau orice acțiune urmează să o facem și mai ales modalitatea prin care le comunicăm celor din jur aceste lucruri. Este păcat ca o astfel de dinamică ciudată a unei luni să strice relații de ani de zile. Este păcat ca dinamica acestei luni să ne facă să ne pierdem pe noi înșine. Pentru că odată ce acest iureș energetic foarte puternic trece, după aia putem rămâne cu buza umflată, putem rămâne cu regrete ale unor fapte pe care nu le mai putem îndrepta. Și acest aspect este unul care ar vrea să rămână doar la nivel de posibilitate, nu aș vrea să fie implementat în viețile voastre celor care mă ascultați. Din punct de vedere financiar, totuși, vor fi foarte multe lupte pe parte financiară, cum spuneam și mai devreme, care vin cu oportunități. În această nebunie, totuși, luna aprilie poate veni cu o dorință de stabilitate sau cu foarte multe posibilități de a face ceva în plus, de a începe ceva nou, de a avea un proiect pe care l-a ținut undeva într-un dulap foarte multă vreme și acum, dintr-o dată, v-a revenit în minte. Dacă se întâmplă acest lucru, faceți toți pașii posibili pentru a putea demara acel proiect, pentru că această energie dinamică, galopantă, vă poate susține în reușitele voastre. Extrem de multe lucruri se vor întâmpla și la nivel de companii, unde la locul de muncă vă veți putea simți vizați în anumite moduri. O parte din situații pot fi reale, însă o altă mare parte pot fi doar niște filme și scenarii pe care le creați în mintea voastră. Luna aprilie vine cu un sindrom căruia îmi place să-i spun scenarită acută. Dacă ceva vi se pare ciudat, încercați să gândiți puțin mai mult, să analizați cumva între contextul și nu imediat să vă inflamați și să aveți o reacție pe care o puteți regreta. Dacă cineva vă spune ceva într-un mod, poate că nici măcar nu erați vizați voi, nu explodați, ci la fel treceți prin filtrul personal și reușiți să vedeți care de fapt este adevărul acelor cuvinte și dacă acele acuze chiar sunt îndreptate către voi sau nu. Pentru că vom avea această tendință de a acuza, de a da vina pe cel din jur. Vom avea tendința de a ne încărca cu extrem de multe știri pe care le auzim, extrem de multe știri false sau tot felul de evenimente care sunt exagerate. Adică putem să auzim la un moment dat, chiar noi aici în România, urmează să înceapă un război la graniță. Ei bine, veți vedea că astfel de vești cumva astăzi sunt, mâine nu mai sunt, nici măcar nu știm ce să mai discernem. De aceea am să
să vă rog să stați cât mai departe de a intra în această energie de frică și de teamă. Pot apărea conflicte la nivel mondial, se pregătesc aceste conflicte, se pregătesc tot felul de situații deloc plăcute, dar, repet, nu știu dacă luna aprilie este cea declanșatoare, pentru că acum se pot stabili anumite lucruri despre care noi nu știm, nu ni se spune exact ce și cum și cumva poate din mai să vedem deznodământul. Aș vrea să înțelegeți că trebuie să vă liniștiți, trebuie să găsiți metode prin care să vă liniștiți mintea și să integrați această energie. Și de aceea am să vă rog ca ori de câte ori vă simțiți în nesiguranță să citiți Psalmul 16 de 3 ori la rând pentru claritate mentală. Mai mult de atât, dacă simțiți că frica începe să se acutizeze din ce în ce mai mult în voi, în loc să o hrăniți, mai bine citiți Psalmul 5 de 7 ori la rând cu scopul de a scoate această frică din structurile voastre. Mai mult de atât, faceți băi cu sare, băi cu sare în care să puneți intenția, înainte să puneți acea sare în apă, să vă purifice de toate aceste energii negative. Cum spuneam, și împământările sunt o soluție foarte bună pentru centrare și pentru descărcare de balastul energetic negativ și rugăciunea așa cum o simțiți voi. Rugați-vă, conectați-vă la voi și luați-vă momente de respiro. Încercați să mai evadați un pic din oraș, încercați să faceți niște plimbări în parc, încercați să ascultați muzica care vă place în loc să stați în acea energie, echipele NATO, nu știu ce se întâmplă și tot așa, și asta să ne panicheze de frică sau de teamă care va fi potențată extrem de mult în această lună, aprilie. O astfel de energie dinamică la modul negativ, o energie galopantă care vine cu tot felul de fluctuații de stare pe care le putem avea, o vom mai întâlni și în luna octombrie. Însă până atunci mai e ceva vreme și o să vorbim la acel moment despre acea lună, dar repet, este un avertisment pe care vi-l dau, o analiză acestei luni, o lună dificilă, dar o lună în care dacă ne concentrăm pe nucleul nostru și rămânem în lumină, fără dar și poate o putem depăși foarte ușor. Dacă v-a plăcut acest video, am să vă rog să dați un share, bineînțeles, și un subscribe al meu de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou. Până data viitoare, vă doresc să fiți fericiți! La revedere!